Aproape o jumătate de milion de români își șterbează onomastica de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, dintre care aproape 400 de mii sunt bărbați. Cele mai des întâlnite nume în rândul bărbaților sunt Petru, Petre și Paul, iar printre femei, cel mai frecvente nume sunt Paula, Petronela și Petruța. Potrivit statisticilor Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne, dintre cei aproape 500.000 de români care își sărbătoresc ziua numelui, peste 376.000 sunt bărbați și 122.000 sunt femei. Dintre bărbații care își serbează onomastica, peste 134.000 poartă numele de Petru, 68.000 pe cel de Petre, iar alți 77.000 se numesc Paul. De asemenea, alte 36.000 persoane se numesc Petrică, 32.000 poartă numele de Pavel, iar 17.700 pe cel de Petrișor, iar 4.500 se numesc Petronel. Dintre femeile sărbătorite în ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel, 47.000 poartă numele de Paula, 34.900 pe cel de Petronela, 23.600 se numesc Petruța, iar alte 15.400 Paulina. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt prăznuiți în aceeași zi, deoarece amândoi au murit la Roma, din porunca împăratului Nero, Petru fiind răstignit cu capul în jos, iar lui Pavel tăindu-se capul. Potrivit Sinaxarului, moaștele Sfinților Apostoli Petru și Pavel au fost puse împreună. Tradiția a semnat ziua de 29 iunie ca dată a martirajului celor doi. Cercetările mai noi au stabilit că Petru a fost răstignit în anul 64, iar Pavel a fost decapitat în anul 67. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt autori de epistole incluse de biserică între textele canonice ale Noului Testament.